Gloria. Trei lucruri dacă împlinești în viața de creștin să știi că Domnul te-l proslăvește și răsplătire vei primi. Trei lucruri dacă te-ai gândit să-ți fie ținta căpătâi pe calea care ai pornit, vei fi la urmă locul întâi. Trei lucruri, iată care sunt. Întâi, în rugăciune să stai. Să cer putere, Duhul Sfânt, aripi de zbor, aripi spre rai. Apoi să gândi și să vestești, să spui la oameni că Iisus venit din slăbile cerești, salvare sfântă ne-a dus. Să gândi și să te rogi să spui, ești iagul, tricolorul sfânt. Mai mare misiune n-ai, nici slujbă pe acest pământ. Să cânți înseamnă curcubeu atunci când cerul e norat. Să cânți, să lauzi pe Dumnezeu, ai biruit, ești om salvat. Dacă ești cântăreț sau nu, nu e important ce voce ai. E important să cânti și tu cum cântă îngerii din rai. Să cânți și să te rogi să spui atunci când cerul e norat, mai mare strălucire n-ai, nici om mai binecuvântat. Să cânți din inimă, să cânți din zor și până la apus, mereu cântarea s-o frămâni și s-o înalți ca jertfă sus. Să cânți ca David la palat în adunare sau în voi. Să fie Saul vindecat când va privi în ochii tăi. Să cânți ca Pavel inspirat să se deschidă porți de pier, să sune laude în încetat, să se ridice până la cer, să cânți lui Dumnezeu în Duh, prin Duhul Sfânt să înalți cântări, să se ridice în văzduh, Osana până în depărtări. Să cânți că e frumos să fii în cor sau un solist viteaz, dar nu să te arăți ce știi. Să cânți cu lacrimi pe obraz. Să cânți că cântul este un jar ce aprinde sentimente vii, pe cea cântărilor altar, revarță numai bucurii. În veșnicie cu Iisus vei auzi cântări, cântări, căci chinul, lacrima s-au dus și s-au schimbat în desfătări. De aceea cântă până când mai bate inima în piept, chiar dacă nu mai murmurând, fii cântărețul înțelept. Căci a cânta înseamnă foc ce arde oriștice păcat. Când noi cântăm primind pe loc răspunsul binecuvântat, sunt trei și acestea sunt surori. Să cânți și să te rogi plângând și să vestești la muritor pe Dumnezeu drept și sfânt. Amen. Adevăratul mesager ce duce lumii vestea bună înalță rugăciune. Ciună cer ca să primească ce se spune. Atunci când sfinții s-au rugat și norii s-au pus în mișcare și locul s-a cutremurat și vântul s-a oprit pe mare și lei au rămas imuni și încleștați precum citim când Daniel în rugăciune privea înspre Ierusalim. Și leii și un alt străjer și s-au rugat așa convins să se pogoare foc din cer și atunci altarul s-a aprins și Moise pentru Israel și David pentru al lui păcat și Ieremia, Samuel în rugăciune cu toți au stat. Sunt rugăciuni de mijlotiri să ierte Dumnezeu drept. Dar sunt și ruși de mulțumiri pe care le înălțăm din pe. Sunt rugăciuni pentru împărați și pentru oameni răi, profani, dar și pentru surori sau frați, ce sus sau poate jos sărmani. Sunt rugăciuni, dar nu sunt toți primiți ca oameni jos meriți, chiar dacă sunt la altar preoți. Ei n-au putere, s-au mândrit. Ce fel de rugător sunt eu? Dar tu te îndreabă Hristos. Nu ești adesea fariseu și lași pe frați cu suflet trist? Luați-l pe Iisus model și veți ajunge în vârf de stânci. Rugați-vă așa ca El, cu lacrimi și suspine adânci. Priviți-l colo în Ghețisman sau sus pe gol cu tasperi, cum s-a rugat pentru dușmani și pentru oameni a murit. Hristos este încă și izvor. Hristos din mort a înviat. Să ducem vestea tuturor, salvarea noastră din păta. Să predicăm cuvântul Sfânt. Hristos ne cheamă, ne-a trimis să spunem celor care sunt, că cerul încă e deschis. Să vină cei pierduți acasă, sunați din trâmbiță, să ne știm că timpul care ne-a rămas, e timpul să ne pocăim. Amin. Să înălțăm a nostru stea ca Petru la Ierusalim, ca Pavel la Ierupal și fără frică să ne știm căci omul care a vestit la oameni taina mântuirii, viva de Tatăl răsplătit în ziua mare a venirii. Amin. Să predicăm, dar ia minte să nu rămâi nerăsplătit, să nu fii numai în cuvinte, numai în vorbe pocăit, să nu fii fariseu pățarnic, să porți în tine numai bun, că atunci vei regreta amarnic de nu ești pocăit acum. Și acum Pavel a strigat, mă rog cu firea mea murdară,
Mă lupt cu mine neîncetat, nu cumva să rămân afară. Mă lupt și tuturor, vă spun, să avem aceeași cumpătare. Celălalt numitor comun și în vorbă și în comportare. Să nu fim schelă sau copraj, să fim betonul, armătura. Să nu fim numai ambalaj, căci ne va osândi Scriptura. Să nu fim mândru și înțelept, căci ai înțelepciune mare. Căci din mândrie a căzut eterna fiastră lucitoare. Să nu fii lacom de arginți pe bani să predici mântuirea. Să nu fii vânzător de braț, că-ți pierzi cununa, strălucirea. Să nu fii băutor de vin sau alte băuturi ce îmbată. Hristos te cheamă să fii plin de cunoștința Lui curată. Să nu fii vestitor plicos pe bal de frică, să-L săruți, să iei din slava Lui Hristos, o dai la idolii cei muți. Prin har eu sunt ce sunt, prin har, nu pregătirea, cunoștința, prin Duhul Sfânt zidesc altar, prin El primim și biruința, nu noi, Hristos l-a vindecat, Hristos e mila bunătatea, să spui aceasta neîncetat, că ne scapă de păcate, să spui și să te rogi fierbinte, să cânți la fiecare pas, căci în curând pe ploaie sfinte, Hristos ne va chema acasă, în țara unde nu-i durere, în țara fără de apus, căci Tatăl Sfânt ne dă putere să fim mireasa lui Iisus, ca să zburăm ca porumbeii spre porumbarul pregătit, lăsând în vale aici aleii, în chinul fără de sfârșit, să prăzduim cu tot sărbarea la nunta cea din veșnicii, cu îngerii, cu adunarea, păcere mii și zeci de mii. Vă, Doamne, astăzi pregătirea la Sfinții lui Iisus Hristos. Ziua când va fi răpirea, să nu rămână nimeni jos. Dorim cu orice preț, Părinte, să învingem pe Satan cel rău, prin dragoste, prin fapte sfinte, prin sângele Fiului Tău, prin rugăciuni stăruitoare, prin veste bună, prin cântări, să stăm mereu în așteptare cu ochii ațintiți spre Zel. Amin. Amin. Thank you.